Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru miercuri. Să știți că este o zi foarte frumoasă, foarte bună, o zi în care lucrurile se mai deblochează, aș zice eu, însă este ca un fel de liniște așa dinaintea furtunii, pentru că pe 11 ianuarie urmează o lună nouă în Capricorn, care e destul de tensionată. Dar până atunci hai să discutăm de lucruri frumoase și anume, așa cum vedeți, da, în sfârșit mi-a ajuns bluza, da, și cana de pe magazin. Ați văzut că cumva sub filmare sunt tot felul de produse, sunt de pe magazinul Soare și Lună. Prețurile nu sunt puse de noi, e în colaborare cu YouTube-ul, oarecum, în fine, e prin YouTube colaborarea. Și asta era ediția de Crăciun, ediția de iarnă, da, pe spate scrie așa, Crăciun fericit și pentru fiecare zodie da cadoul de Crăciun. Și pe față e zodia, da, și numele zodii, da, am ales engleza pentru că e o limbă universală, oricum seamănă, da, puțin cu româna, Taurus, Taur, deci e pe acolo. Dacă vreți și voi, vă invit cu drag pe magazin, în josul filmării, aveți acolo, nu știu, cănițe, tricouri, sunt pentru toate zodiile, nu sunt doar cănci și bluze, da, eu am nimerit o mărime mare, din păcate, nu mi-am dat seama, dar o să încerc să vedeți, da? Deci tot așa e. E exact ca și cănița și pe spate scrie Crăciun fericit. Acum am trecut de Crăciun, o să mai apară o colecție, da, o serie nouă. Aia, nu știu, cred că tot pe zodii o să fie, dar m-am gândit să fac și niște tricouri și căni cu pisicile, da, poate și cu mine, cu cărțile de tarot. Am niște idei acolo, da? Din păcate, să știți că am reușit să dau drumul mai greu seriei, nu am apucat să o prezint aici foarte mult. Așa a fost să fie, dar repet, dacă ați dori astfel de lucruri, scrieți-mi în comentarii. Durează puțin până ajung, da, plata se face online. Repet, nu sunt prețuri stabilite de mine. Eu doar, mă rog, asistenta mea a făcut chestiile astea digital acolo și ei le printează, ei le trimit, deci nu știu exact cât durează, depinde de fiecare țară. Pentru mine în România au ajuns prin poștă, normal, eram plecată în vacanță și noroc că m-a sunat astăzi doamna de la poștă să mă întrebe dacă mai au pachetul sau dacă îl trimite înapoi. Și bineînțeles că m-am dus să-l iau. Am nimerit o mărime mai mare, da, dar asta este. Sunt și tricouri, sunt și hanorace, sunt orice. Orice fel de produse găsiți acolo. Dacă aveți sugestii, să zicem că ați vrea gentuță sau ghiozdan sau nu știu, vreți mai multe tipuri de căni, nu știu exact ce sunt acolo, scrieți-mi în comentarii și eu sunt deschisă. Sau dacă vreți alte culori, mie una îmi place foarte mult non-culoarea alb, m-am gândit că e ceva de puritate, dar dacă voi preferați și alte culori, scrieți-mi în comentarii și noi cu siguranță o să ținem cont pentru următoarea serie care încă e în lucru. Da? Bun, și mai am un anunț foarte important de făcut și anume a apărut o nouă aplicație cu numele Cristina Zurba. Este tradusă în 14 limbi, da? Imediat vă spun exact și toate limbile în care e tradusă pentru că sunt foarte multe. Aplicația este disponibilă momentan doar pe Android, așteptăm răspunse la iPhone, dar în același timp se lucrează și la un website în care puteți să intrați indiferent de dispozitivul pe care îl aveți. Da? Aveți aici foarte multe opțiuni, da? Vor mai apărea funcții noi, să știți, se lucrează și la asta. Doar că am schimbat puțin, designul e asemănător, doar că nu e nevoie să mai apăsați de atâtea ori și veste bună, puteți să intrați fără cont, da? Deci fără să aveți niciun cont, puteți să intrați fără e-mail, fără nimic și să vă enumăr limbile, da, în care e tradusă și în care mă vedeți și pe mine că vorbesc limbile respective, da? Că toți știu că mi-ați cerut și avem așa, limba română, engleza, spaniola, bulgara, cehă, germană, greacă, franceză, croată, hindusă, italiană, poloneză, indoneziană, slovac. Da? Momentan astea sunt, în timp o să mai adaug altele pentru că e destul de costisitor. În timp
O să adaug cât de multe limbi pot, dar zic eu că am acoperit o plajă foarte largă, e mult mai ușor de utilizat. Scrisul este mult mai mare, da? Arată mult mai bine, e mai deschisă la culoare și, repet, vor apărea și funcții noi, cu siguranță. Acum puteți să vedeți și citatul motivațional, da? Repet, ea este în lucru, vor mai apărea poze aici, deci mai avem de lucru la ea. Dar dacă sunteți curioși, vă invit cu drag. Deci e altă aplicație, cea cu Tarot by AI. Probabil o să o transform în altceva, pentru că au fost probleme, mă rog, nu am colaborat foarte bine cu firma respectivă și aici am făcut-o de la zero, pentru că așa a fost situația. Dar, repet, stați aproape, apare și website, apare și varianta pe iPhone, nu știu în cât timp, da, ea este făcută, dar așteptăm răspuns. Da? Și, repet, vor mai urma funcții și e important că puteți să intrați fără cont, iar la citirea personalizată pe care o știați voi, acum e doar nevoie să apăsați o singură dată și cărțile vin, se întorc automat și începe automat, da, totul. Da. Trebuie să aveți și un internet puțin bun. O energie feminină care, da, are un și e schimbată și asta în viața ta în acest moment. Da, deci aveți foarte, foarte multe lucruri aici. Am băgat și ora norocoasă și treaba cu, nu știu, numărul norocos, culoarea norocoasă nu este doar o singură dată pe zi. De câte ori aveți nevoie de o ghidare, mergeți acolo și, repet, vor mai apărea și alte funcții, cum ar fi ce gândește, ce simte. Știu că vă plac chestiile astea, deci dacă vreți mă găsiți cu drag acolo. Numele aplicației este simplu, Cristina Zurba, ca să nu mai fie probleme, pentru că știu că mai sunt aplicații cu Tarot, AI și așa mai departe. Numele aplicației noi e simplu, Cristina Zurba. E simplu, nu e nimic complicat și, repet, aveți 14 limbi și e mult, da? E mult. Dar vor mai apărea și altele, bineînțeles. Ok, hai să discutăm puțin despre ziua de miercuri, că am vrut să fac acest anunț pentru că să știți că ziua de miercuri chiar e faină, da? Vine cu tot felul de lucruri pozitive. Ziua de miercuri ne găsește pe toți așa mai cumpătați, mai raționali, este o zi în care suntem prinși pe tot felul de responsabilități, fie că țin de muncă, fie că țin de partenerul de viață, de responsabilități în general, da? Că sunteți părinți, că sunteți șefi, că sunteți oameni simpli și pur și simplu apar tot felul de lucruri de rezolvat, dar zic eu că e de bine, mai ales în prima parte a zilei lucrurile sunt destul de intense, da? Avem multe lucruri de făcut, însă este interesant că pe 10 ianuarie e un moment foarte frumos în care poate fiecare își va conștientiza o anumită limită privind responsabilitățile, privind partea materială a lucrurilor. Da? Că Saturn acolo în Peș mai vorbește și de limite. Până acum a fost doar Neptun și am crezut că lumea e a noastră. Nu e chiar așa. Da? Nu e chiar așa. Acum acest sextil între micul și marele malefic, da? Așa cum li se spune, din punctul meu de vedere nu e chiar atât de rău, ci mai degrabă, așa cum spuneam, ne ajută să mai renunțăm poate la ceva anume, poate ne ajută să ne organizăm ceva mai bine și cu siguranță ne pregătește pentru luna nouă din Capricorn, luna nouă care ne dă acolo o mică mare resetare. Da? Bine, poate se simt, da, tensiunile pentru cei mai mulți dintre noi, dar ideea e că există rezolvări. Da? Cel puțin miercuri, cu siguranță vedem lucrurile mult mai clar. Da, pisicile se bat, nu știu, nu mă întrebați de ce. Vor atenție. A, 10 ianuarie, da? O zi în care, așa cum spuneam, răsare soarele, vedem lucrurile mult mai clar, poate să fie și o zi norocoasă, să știți, pentru cei mai mulți dintre noi. Chiar dacă, să zic eu, planul ăsta spiritual sau sensibilitatea nu prea o să existe prin lume, ci mai degrabă o să mergem mai mult pe partea rațională, pe partea practică a lucrurilor și trebuie câteodată și practică. Acum ce să facem? Nu trăim, repet, pe un norișor unde totul e roz și frumos. Mai avem nevoie și de lucruri practice palpabile. Da? Bun. Bineînțeles că de dimineață pot fi niște mici mari înțepături, tensiuni cu șefii sau cu zona autorităților, dar zic eu că se rezolvă. Bun, hai să vedem exact ce se întâmplă cu fiecare zodie în parte și începem cu berbecul.
Dragi berbeci, pentru voi să știți că este o zi de miercuri foarte interesantă. În primul rând, de dimineață aveți niște responsabilități de onorat cu prezența. Și tot ziua de miercuri, să știți că este foarte interesantă pentru berbec, dacă este să discutăm de bani. Acolo poate să vină o recompensă, pot veni niște bani, poate unii berbeci aveți niște discuții importante privind planul financiar, privind o avansare, dar spun eu că aveți mari șanse de rezolvare. Ideea este că în preajma zilei de miercuri, cu siguranță foarte mulți berbeci, poate vă dați seama că e cazul fie să mai dați un pas în spate, fie este cazul să mai lăsați așa deoparte anumite responsabilități, că poate e momentul să vă mai bucurați puțin și de sufletelul vostru. Hai să vedem ce spune tarotul pentru berbec, ce trebuie să știți. Bun. Justiția împăratul, o legătură cu zodia Balanța aici. Uite, este o zi în care e o hotărâre importantă, dar de asemenea poate să fie o zi în care tu vezi lucrurile mult mai clar. Poate o decizie pe care o aștepți din partea unui șef sau poate e ceva legat de zona autorităților. Doi de spade care vine cu un moment în care poate nu vrei să comunici foarte mult, poate vrei să mai dai un pas în spate și pentru unii berbeci, bineînțeles, poate să fie o zi extraordinar de frumoasă, în care vreți liniște, pentru că uite, ultima carte e 4 de bâte, deci văd o bucurie pentru berbec în ziua de miercuri, ceva se rezolvă, ceva începe să arate mult mai frumos, mult mai clar. Poate are legătură cu bani, poate are legătură cu o persoană pe care tu te bazezi foarte, foarte mult. Zodia Taur. Dragi Tauri, ce faceți? Cum sunteți? Pentru că, na, teoretic de miercuri lucrurile se mai liniștesc așa pentru voi în mare parte. Ziua de miercuri vă găsește, uite, niște discuții foarte interesante, fie cu un prieten, fie sunt discuții legate de un proiect, discuții legate de zona străinătății, dar văd eu aici că lucrurile se clarifică foarte, foarte bine pentru Taur. Poate chiar o discuție ceva mai serioasă pe care o aveți, fie cu partenerul, fie cu un prieten, fie o discuție serioasă în legătură cu viitorul vostru, în legătură cu un proiect. Acolo puteți să primiți tot felul de vești bune, să știți. Și este interesant că foarte mulți tauri reușiți să rezolvați chestiuni legate de acte în preajma zilei de miercuri, cu siguranță, dar poate este și un moment pentru tauri în care vi se cere să renunțați la anumite idei, la anumite principii de viață și să vă deschideți în fața unor noi principii de viață, în fața unor noi idei, în fața unui nou mod de a vedea viața, pentru că da, luna nouă din Capricorn de mâine, partea asta o vizează, da? Și nu uitați că Pluto pleacă de acolo, deci trebuie să-și facă treaba până la capăt. Aveți un sfat acolo bun din partea unui prieten, din partea unei persoane, poate unii tauri începeți să conștientizați așa cam încotro vă îndreptați, cam care e viitorul vostru în general. Dar în ziua de miercuri sunteți și voi concentrați pe zona străinătății, pe spiritualitate, pe examene, toată zona asta. Hai să vedem, dragi tauri. Nebunul, pajul de cupe, ok, o nebunie totală aici pentru Taur, văd o veste bună care apare, mai văd o legătură cu un copil sau cu o persoană foarte dragă sufletului tău. De asemenea, poate să fie o zi, dragi Tauri, în care vă relaxați, vă simțiți bine. Noutăți plăcute care apar, zic eu. Apoi, 7 de cupe. Aveți de luat niște decizii în ziua de miercuri. Apar mai multe oportunități, apar mai multe lucruri în viața voastră, iar ultima carte, regele de monede, deci este o zi în care tu îți recapeți încrederea în tine, dar este o zi în care ești foarte bine susținut, mai ales dacă discutăm de planul material sau este o zi în care taurul are o mai mare încredere în forțele proprii. O veste extraordinar de bună legată de partea financiară pentru taur și asta mie îmi place extraordinar de mult. E ceva în legătură cu o teamă pe care ai avut-o, o așteptare, ceva care e de mult timp.
Zodia Gemeni. Ce faceți, dragi gemeni? Mai puteți, că știu că probabil vă sună telefonul în continuu, probabil sunteți prinși în perioada asta, dar vin cu o veste că ziua de miercuri, dragi gemeni, e o zi aglomerată pentru noi, apar tot felul de lucruri de făcut. Da, nu vă uitați că am bluză cu taurul, pentru că zodia mea e taur, dar am ascendent pe gemeni. O să-mi iau și bluză cu gemeni sau tricou, hanorac, nu știu, mai schimbăm aici hainele. Pentru voi să știți că este o zi în care de dimineață apar tot felul de responsabilități. Poate apare o cheltuială, poate apar niște discuții legate de bani. Unii gemeni poate, știu eu, sunteți puțin scoși din zona de confort, că vă gândiți, iar investesc, iar dau bani, iar nu știu ce se mai întâmplă. Vedeți voi, este un moment bun pentru că, dragi gemeni, vă ziceam că luna ianuarie pentru voi e despre curățenie și ziua de miercuri e despre așa ceva. Da? E despre curățenie, trebuie să mai faceți curățenie la prieteni, la relațiile voastre. Și aici, dacă așteptați un răspuns de mult timp legat de partea legală sau legat de acte, legat de bani, el poate să vină. Este și o zi în care gemenii sunt concentrați pe partea aceasta de acte, bănci, partaje, moșteniri. Poate să fie și o zi mai aglomerată, spun eu, în care cu siguranță reușiți să depășiți un mic, mare examen a lui Saturn. Dacă Saturn acolo vă dă responsabilități pe bandă rulantă, dar uitați că miercuri reușiți, da? Reușiți. Pot fi niște discuții ciudate, poate legate de un bărbat, pot fi chestiuni legate de un proiect, de niște prieteni, dar văd eu că lucrurile sunt destul de benefice. E cineva acolo care ia o hotărâre foarte importantă. Parcă aveți mult de muncă, sau parcă e un proiect mare, e ceva important. Regina de Băte avem aici, 8 de Băte. Multă pasiune, multe conversații, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, dar este și o zi în care tu ai o foarte mare încredere în tine. Atenție puțin pe luptele astea, că nu te ajută la nimic, lasă-le așa. Te simți aplaudat, te simți bine, ești în centrul atenției, se întâmplă lucruri frumoase. Apoi, 3 de spade, ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine, poate e ceva legat de o rivală sau poate e ceva legat de o persoană din viața ta. Poate o nedreptate. Iar ultima carte, 3 de monede, ești prins aici într-o activitate cu un grup mai mic de oameni, dar poate să fie și o zi în care studiezi ceva, analizezi ceva. Poate este o lecție a puterii, da? Poate e un moment în care ți se cere să te bucuri de tot ceea ce ai. Poate afli de o femeie din viața ta care are niște probleme. Zodia Rac. Dragi raci, pentru voi ziua de miercuri vine cu o activitate foarte mare pe zona relațiilor. Cu siguranță și vouă vă sună telefonul în continuu, sunteți foarte bine susținuți pe relația cu ceilalți. Raci singuri, vedeți că se apropie o perioadă în care dragostea plutește în aer, dar trebuie să fiți și voi atenți. Pentru Rac este o zi în care reușiți să luați o hotărâre importantă privind o relație. O relație de la muncă, relația cu prietenii, relația cu un colaborator, dar în general, dragi raci, să știți că este o zi bună în care primiți și ajutor din partea prietenilor sau reușiți să vă clarificați ceva privind viitorul vostru. Bineînțeles că intrați în contact cu mulți oameni sau sunteți foarte mult prinși și pe partea aceasta a actelor, dar ar spune eu că e ca și cum se finalizează ceva, se rezolvă ceva. Destul de important, aș zice. Spânzuratul, da, acum e un moment în care racul trebuie să se deschidă și în fața unor alte idei, adică să fiți deschiși în fața unei noi relații, în fața unor noi clienți, în fața unor noi reguli, pentru că ele apar. Și avem îndrăgostiții și spânzuratul, o legătură cu zodia pești, zodia gemeni. O zi, dragi raci, în care aveți de luat și voi decizii importante sau cineva ia o hotărâre care vă lasă destul de surprinși.
Pajul de spade. Sunteți foarte curioși să cunoașteți oameni, să cunoașteți lucruri, dar poate să fie și o persoană care e aici cu spionatul, da? Vrea să te spioneze, vrea să afle mai multe lucruri. Împărăteasa, o legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță, dar este o zi în care abundența este la ea acasă. Unii raci poate încercați să găsiți o soluție în legătură cu o femeie importantă din viața voastră sau încercați să găsiți o soluție privind banii, privind stabilitatea voastră, privind viața voastră la modul general vorbind. Zodia Leu. Dragi lei, începând cu ziua de miercuri, atenția e pe muncă pentru voi, dar și pe starea de sănătate. Este o zi în care apar tot felul de decizii care țin de muncă, care țin de sănătate, dar vedeți voi, deciziile astea țin și de un final, fie de a încheia o colaborare, fie de a te raporta diferit la colegii tăi de la muncă, la oamenii din jurul tău. Și cred eu că este o zi în care foarte mulți lei sau o perioadă în care trebuie să fiți puțin atenți pe sănătate, deci leu și ascendent pe leu sau lună natală, marcaș ce aveți acolo, trebuie să fiți puțin atenți pe partea asta. Da? Pe de altă parte, este o zi în care leii reușesc să rezolve ceva foarte important din punct de vedere profesional. Marte acolo, bineînțeles, fie vă face probleme de sănătate, fie vă dă foarte mult de muncă și acum trebuie să vedeți ce faceți cu energia lui acolo. Dacă e și vă apucați și investiți energia aia în muncă sau pentru alți lei poate vă gândiți serios să să vă schimbați, de ce nu, locul de muncă sau să faceți schimbări în rutina voastră zilnică. Poate să fie și o zi în care faceți o investiție sau dați niște bani sau aveți niște negocieri acolo importante. Însă spun eu, dragi lei, că secretul pentru voi, cel puțin în preajma zilei de 10 ianuarie, e să învățați că sunt niște limite, să învățați să renunțați la ceva anume. Pentru că e spre binele vostru până la urmă. Da? E spre binele vostru. Poate să apară și o veste bună din partea unui șef sau e ca un fel de eliberare pentru leu. Eremitul, 7 de bute. Ești oarecum provocat astăzi sau este un moment în care stai și ești mândru așa de ceea ce ai făcut, de ceea ce ai realizat, dar pentru alți lei poate să fie și o zi în care simțiți nevoia să vă mai relaxați, să stați puțin voi cu voi. Mai văd o legătură cu zodia Fecioară pentru alții. Cavalerul de monede. Ceva se mișcă foarte lent aici, dar văd și un drum pe care îl faci pentru a rezolva o chestiune financiară sau este o zi în care îți vin niște bani de la drum. Ai o discuție în acest sens. Cavalerul de cupe. Te întâlnești cu o persoană foarte dragă ție, dar poate să fie și o zi în care dragostea plutește în aer pentru leu. Văd eu niște vești bune în legătură fie cu un șef, fie niște vești bune în legătură cu partenerul tău. Da? E ca și cum oferi exemplu celorlalți, e ca și cum iei atitudine și spui gata, vreau să rezolv problema asta, vreau să merg într-o direcție mult mai bună pentru mine. Și asta să știi că te ajută foarte, foarte mult. Zodia Fecioară. Dragi fecioare, pentru voi este o zi în care, nu știu, sunteți așa pe modulul, hai să ne distrăm, hai să ne relaxăm, hai să ne mai ocupăm puțin de copiii noștri, de afaceri, de zona aceasta a creativității. Este o zi pentru fecioară sau o perioadă în care cumva ceva acolo se închide, fie este vorba despre o relație care nu mai funcționează, fie pentru unii este vorba despre un mod prin care voi ați abordat lucrurile până acum și căruia vreți să-i puneți punct. Da? Niște discuții, niște lucruri ciudate legate de o afacere, de un copil, dar ideea e că reușiți să finalizați povestea. Partea bună a lucrurilor e că astăzi voi învățați ceva sau primiți o veste bună, fie din străinătate, fie o veste bună legată de acte, fie ceva legat de planul spiritual. O zi bună pentru tine, însă, repet, poate să fie și un moment în care poate îți dai seama ce îți place ție cu adevărat și ce nu îți place. Poate să fie și un moment așa puțin de sacrificiu, de
poate puțin dureros legat de relația de cuplu, în sensul că, nu știu, e ca și cum ai o discuție clarificatoare, da? Și, na, ce să facem? Adevărul mai doare, dar eliberează. Asta e partea bună a lucrurilor. Dar văd, repet, că fecioarele rezolvă foarte multe lucruri în ziua de miercuri, mai ales chestiuni legate de copii, legate de iubire, afaceri, plăceri, toată zona aceasta. Și bineînțeles că și voi aveți foarte multă creativitate. Doi de spade, pajul de cupe, moartea. O legătură cu zodia Scorpion, dar văd aici că ceva se închide. Poate se închide o perioadă în care cineva nu a fost corect, nu a fost drept. Poate se închide o perioadă în care cineva a fost puțin imatur. Doi de spade înseamnă o oarecare lipsă de comunicare, dar și o decizie pe care o ai de luat. Poate ai legătură cu actele. Și e ceva legat de un copil, de o nouă persoană, poate discutăm și despre noi emoții pe care tu le ai în această zi. Iar ultima carte, 7 de cupe. Poate ai de făcut o alegere importantă în ziua de miercuri, dar poate să fie și o zi în care îți faci tot felul de gânduri, tot felul de iluzii și poate, nu știu, simți nevoia așa de singurătate, tu cu tine. Da? Trecutul iarăși poate să bată la ușă. Unii poate v-ați făcut niște iluzii în legătură cu o persoană și acum lucrurile arată destul de ciudat, da? Sunteți destul de mult surprinși. Zodia Balanță. Dragi Balanțe, astăzi atenția voastră e pe casă și pe familie, dar și pe viața privată. Bineînțeles că trecutul bate serios la ușă și cu siguranță, dacă vreți, este o zi destul de aglomerată pentru Balanță, mai ales din punct de vedere emoțional. Se pot întâmpla niște lucruri în privința cărora, nu știu, e ca și cum trăiești intens, trăiești la plus infinit. Este o zi în care, uite, de dimineață ai de rezolvat niște lucruri importante, fie la muncă, fie ai de rezolvat lucruri importante pentru casă. Dar acum, sunt chestiuni din trecut pe care le-ai amânat, ori pentru alții dintre voi, sunt lucruri pe care abia acum reușiți să le rezolvați. Și tot astăzi poți să fii prins de o mutare, de semnarea unor acte pentru casă, poți să fii prins pe ideea aceasta de a rezolva ceva important privind o bancă, o moștenire, un teren, o sumă de bani. Dar este și o perioadă în care poate ți s-ar recomanda mai multă odihnă și unii, nu știu, e ca și cum vă renovați casa sau faceți niște schimbări pe acolo. Acum, dacă e ceva rău care durează de ceva timp și voi tot stați acolo cu răul în viața voastră, vedeți că lucrurile nu mai funcționează și e posibil, da, să se schimbe destul de mult lucrurile. Ceva ce se închide pe la muncă, poate o relație sau poate o discuție clarificatoare cu partenerul vostru. Dar ideea este că trecutul bate la ușă. Și avem 10 de cupe și spânzuratul, o legătură cu zodia Pești, dar este și un moment în care începi să vezi familia altfel, începi să vezi viața altfel. Unii poate chiar simțiți așa ca un sacrificiu, ca un blocaj privind familia, privind casa. Apoi, pajul de spade. Foarte multă curiozitate văd eu aici, fie din partea ta, fie din partea unor persoane din jurul tău, din viața ta. Apoi avem regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, sau poate să fie o zi în care ai legătură cu o persoană mai sensibilă, dulce, iubitoare. Unii poate începeți să acționați diferit față de cum ați făcut până acum. Deci dacă până acum ați evitat să comunicați cu un coleg de la muncă, cu partenerul, cu cine vreți voi, cu oricine, uite, acum e momentul, da, să aveți o discuție. Și e ceva legat de o sumă de bani pentru unii. Zodia Scorpion. Dragi Scorpion, ziua de miercuri vă găsește pe drumuri. Aveți multe drumuri de făcut, comunicați foarte mult. Poate aveți legătură cu actele, iar alții poate vă întâlniți cu vecinii, cu anturajul, cu frații, surorile. O zi pentru tine destul de importantă, aș spune eu, e ca și cum fie o hotărâre importantă privind relația cu partenerul,
relația cu un copil, relația cu persoana iubită, poate e ceva legat de o afacere, dar cred eu că este un moment în care Scorpionul dă dovadă de sinceritate, de transparență și cu siguranță nu vrei tu să mai lași lucrurile așa. În legătură cu o situație importantă din viața ta, ești foarte bine susținut pe acte, pe relaționare, pe clienți astăzi, poate pe la amiază îți vin mulți oameni sau te sună toată lumea, dar dacă ai de rezolvat chestiuni care țin de o relație, chestiuni care țin de zona aceasta legală, acum e momentul tău tot înainte, da? Tot înainte. O hotărâre legată de o afacere, legată de bani, legată de viața ta. Ia uite, puterea, o legătură cu zodia Leu, dar și niște provocări care sunt aici de ceva timp. Cu siguranță, de când a început anul 2024, încep să simți mai intens anumite provocări. Și apoi avem aici roata destinului, care vine cu un sfârșit, da? Cu un sfârșit, cu un noroc pentru tine. Ceva începe să se miște. Dacă ai ținut până acum în tine, uite, nu mai merg lucrurile. Împăratul, o legătură cu zodia Berbec, dar este și o zi în care fie tu iei atitudine, fie șeful tău sau partenerul de viață, o persoană cu autoritate. Patru de monede. Patru de monede, uite, poate să vină cu ceva stabil, ceva concret pentru tine. Începi să vezi lucrurile altfel, începi să fii mai sigur pe tine. Poate e vorba de o situație asupra căreia tu reușești să deții controlul. Zodia Săgetător. Dragii mei, pentru voi astăzi e despre bani, despre achiziții, despre lucruri materiale și despre mâncare. Despre partea materială în general a lucrurilor, pentru că foarte mulți săgetători în preajma zilei de miercuri, cu siguranță reușiți să investiți ceva, fie în casă, poate aveți o cheltuială, în sensul că ți-ai propus de mult timp să-ți cumperi ceva pentru casă. Acum e momentul tău. Alții poate aveți niște datorii către alții pe care reușiți să le plătiți sau poate primiți voi niște bani de la o persoană sau poate ați împrumutat pe cineva cu niște bani. De asemenea, este și o zi de miercuri foarte bună pe a vă cere drepturile pe la muncă sau pe a fi apreciați pentru ceea ce faceți. Fie că faceți mâncare, curățenie, fie că lucrați, nu contează, acolo sunteți apreciați. Și este un moment al adevărului și pentru săgetător, mai ales dacă discutăm de relația de cuplu, mai ales dacă discutăm de relația cu rudele, dar și de aprecierea pe care o primiți voi din partea celorlalți. Da? Pot fi niște cheltuieli acolo care apar pentru o persoană importantă din casă și din familie, poate să fie o persoană matură, o persoană mai izolată sau cineva care evită comunicarea. Aș spune că este și un moment al adevărului pentru săgetător, adică puteți să aflați și niște lucruri destul de surprinzătoare, care poate nu s-au spus până acum. Repet, sextilul ăsta e dur, e adevărat, dar este eliberator. Spânzuratul, o legătură cu zodia Pești. Este o zi în care începi să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Este o zi în care spui gata, am stat, am așteptat, acum mă apuc și acționez. Nebunul aici, să știi că vine cu foarte mare surpriză pentru tine. Poate să fie și o nouă cale pe care vrei să o urmezi, un nou început. Poate este vorba despre a-ți asculta mai mult și copilul ăla interior, să îl mulțumești și pe el, că na, nu știu cât de mult îl ajuți în perioada asta. Apoi avem 9 de monede, fie niște bani pe care îi primești, fie este o zi în care cheltui ceva anume. Este și un moment în care unii săgetători vă recăpătați încrederea în voi și asta zic eu că vă ajută extraordinar de mult. Da? Iar ultima carte, 8 de spade, deci într-un oarecare blocaj în care ești, să știi că tu aici primești o mână de ajutor, primești salvare, primești ghidare și mai văd aici că această salvare poate să vină printr-o discuție sau printr-un drum scurt. Da? Zodia Capricorn.
Dragi Capricorni, vă recăpătați energia în preajma zilei de miercuri, deja vă simțiți mult mai bine și foarte mulți Capricorni veți fi foarte duri, foarte sinceri cu ceilalți, dar și cu voi. Și asta mie îmi place foarte mult. Este adevărat că tot în preajma zilei de 10 ianuarie puteți fie să cunoașteți pe cineva, dar atenție că e vorba de a lua voi atitudine în legătură cu persoana aia, că v-am zis, este o perioadă în care cu toții ne bazăm pe voi. Asta e viața. Pe de altă parte, poți să rezolvi ceva important în relația cu persoana iubită, în relația cu un copil, dar văd și niște discuții sincere pe care le ai în perioada asta. Discuții, nu știu, pe care poate le-ai evitat, poate știu eu ai stat să-ți pui pe hârtie, să-ți calculezi foarte bine discursul, să fii sigur că nu greșești și acum uite, ai ocazia. Alți Capricorni, în sfârșit aveți curajul necesar pentru a rezolva niște chestiuni importante legate de acte sau legate de rude, legate de drumuri, de o mașină. Deci aveți lucruri acolo importante de rezolvat și vedeți voi, dragi Capricorni, de dimineață sunteți așa mai agitați puțin în sensul că poate vă treziți și spuneți gata, am stat, am așteptat, eu mă duc să-mi îndeplinesc misiunea, mă duc să iau hotărârea, cum s-ar spune. Și repet, este o perioadă în care poate nu prea comunicați chiar atât de mult, fie voi, fie ceilalți nu prea comunică cu voi, dar este important că în această zi de miercuri cu siguranță veți avea curajul necesar să vă exprimați părerea, indiferent de situații. Și poate ar fi bine să fiți puțin atenți și pe zona sănătății. Asul de spade, 8 de cupe. Uite, te-ai hotărât să lași ceva în urmă, să închizi ceva în viața ta. Poate te-ai hotărât să lași trecutul în urmă, dar poate să fie și o zi în care apare o victorie pentru tine. Steaua, o legătură cu zodia vărsător, dar și niște noutăți plăcute care apar. Pentru tine, în ziua de miercuri, apare acea lumină de la capătul tunelului. E o lumină frumoasă, pozitivă, dar pentru unii capricorni poate să fie și o zi în care aveți legătură aici, văd eu, cu zona tehnologiei, cu o persoană cunoscută sau cu o persoană care e cumva diferită. Ultima carte, 6 de cupe, o legătură cu un copil sau cu persoana iubită, dar vedeți că este și o zi în care trecutul bate serios la ușă pentru voi. Poate este vorba despre o atitudine la care voi renunțați și astfel începeți să vă simțiți mult mai bine și reușiți să rezolvați lucrurile mult mai rapid față de cum v-ați fi imaginat. Zodia vărsător. Dragi vărsători, voi intrați așa în 2-3 zile de concediu, de odihnă. Bine, acum râdem, glumim, dar în ziua de miercuri, vedeți voi, vi se pot apăsa tot felul de butoane legate de bani, legate de niște vorbe, da? Nu știu, primiți niște vorbe sau aruncați voi niște vorbe, cu toate că este o zi în care vărsătorul e mai tăcut, așa, e mai liniștit, e la locul său. Pot apărea fie cheltuieli în ziua de miercuri sau în preajma acestei zile, fie pentru unii vărsători mergeți voi și investiți pe ceva anume. Este și un moment în care primiți niște vești cumva de la o persoană din trecutul vostru. Poate să fie o persoană din casă și din familie sau poate este un moment în care unii vărsători apelați la niște economii pe care le aveți, da? Pentru ceva anume. Cheltuielile pot avea legătură cu rudele, cu mașina, cu vecinii, cu facturile, deci cu toată zona aceasta, dar pentru alți vărsători poate să fie și un moment de trezire la realitate privind aprecierea pe care e nevoie să vă oferiți vouă sau aprecierea pe care o oferiți celorlalți, da? Sau cât vă subestimați sau vă supraestimați. Acum, toată povestea asta vine la pachet cu un sacrificiu, dar fie să zic că de bună voie și nesilit de nimeni te gândești să-ți ajuți partenerul, te gândești să ajuți pe cineva, fie pentru alți vărsători poate este un moment în care testați pe cineva, nu m-ar mira, să vă apucați de făcut teste, să testați o persoană. Sunteți mai intuitivi astăzi, doriți să stați mai liniștiți, mai relaxați, mai
mergeți așa cu mintea prin trecut, vă mai amintiți ce s-a întâmplat cândva și poate reușiți să învățați și o lecție valoroasă. Poate legate de bani sau chiar legate de partea aceasta materială în general. Cavalerul de bâte, regina de bâte, cavalerul de cupe, mare dragoste pe vărsător astăzi. Poate niște drumuri pe care le faci sau un drum pe care îl faci împreună cu o persoană dragă ție. Este și o zi în care poate ești pus pe flirt, deși n-aș recomanda neapărat în perioada asta că se întâmplă lucruri. Poate e cineva care a pus ochii pe tine. Niște iluzii pe care ți le faci aici privind un copil, persoana iubită. Dar văd o persoană foarte entuziasmată pe de altă parte în jurul tău. Este cineva care se aruncă așa cu capul înainte într-o situație, iar regina de bâte poate să însemne și o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. O zi în care ai foarte multă speranță, ai foarte multă încredere în tine, știi foarte bine ceea ce îți dorești, iar ultima carte, moartea, o legătură cu zodia Scorpion, dar și un sfârșit. Vezi tu, ceea ce se întâmplă pe cer poate să însemne și un moment de sfârșit pentru vărsător, adică se finalizează o perioadă dură, o perioadă mai puțin plăcută pentru inima ta. Poate are legătură cu o situație în care nu știai exact ce să faci. Zodia Pești. Dragi pești, pentru voi este o zi în care intrați în contact cu foarte mulți oameni, o zi în care vă faceți planuri de viitor, dar este și o zi extraordinar de bună pentru voi să stați pe internet, să vă întâlniți cu prietenii, să vă întâlniți cu grupurile de oameni din care faceți parte. Și în preajma zilei de miercuri, cu siguranță foarte mulți pești, veți avea niște discuții clarificatoare cu prietenii, discuții clarificatoare privind un proiect, privind viitorul unei relații, privind viitorul vostru, dar văd eu că în preajma acestei zile, mulți pești fie luați o hotărâre de a finaliza o prietenie, de a ieși dintr-un grup de oameni, de a merge într-o direcție mult diferită față de ceea ce aveați voi în minte acum câțiva ani. O discuție acolo interesantă cu un prieten. Dar pentru pești, știți cum, este un moment de maturizare. De dimineață ești prins pe tot felul de discuții, poate ai o conferință, poate ai o ședință, poate este o întâlnire, poate se votează ceva, se întâmplă ceva. Dar eu aș spune că ziua de miercuri e foarte bună pentru tine să conștientizezi faptul că e cazul să-ți mai pui niște limite. Poate aveai multe proiecte în minte și acum îți dai seama că doar o parte se merită, da? Să investești în ele, cealaltă parte nu merită timpul și energia ta. Este poate un sfat mai dur pe care îl primești din partea unui prieten sau e cineva care, dacă vrei, te învață lecția răbdării. Zece de spade, un sfârșit. Soarele, o legătură cu zodia Leu sau e un moment în care îți dai seama că viitorul unei relații importante poate nu mai e pe acolo, pe unde credeai tu. Dar ce mai văd este faptul că poți să afli un sfârșit, un final, poate legat de un șef sau legat de o persoană importantă din viața ta. Șapte de monede. Văd aici că te uiți foarte mult spre trecut, dar este și o zi în care poate aștepți niște bani sau o zi în care dai dovadă de răbdare. Lumea, ultima carte, care înseamnă succes, bucurie, liniște, este o carte care vine cu eliberare pentru tine. Da? E clar aici că un final se produce. Da? Te eliberezi, te simți mai bine, mai liniștit. Este o eliberare aici, uite, poate legată de o persoană din viața ta. Da? Poate unii pești, nu știu, vă conștientizați valoarea. Da? Poate și eu primit și o veste care nu prea vă place sau o vorbă mai dură din partea cuiva și atunci e trezirea la realitate, că trebuie să vă concentrați puțin și pe voi. Da? Sau să învățați anumite limite în prietenii. De ce nu?
Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Sper că vă plac aceste lucruri, sper că v-am bucurat și cu vestea, cu aplicația, da? Ca să fie mult mai ușor pentru toată lumea. E și fără cont, e și în 14 limbi, aveți și funcții noi. În curând apare și site-ul, o să primim în curând răspunsuri și de la iPhone. Nu știu, dar în final, da, probabil o vor accepta. Puteți să folosiți și vechea aplicație, dar tot greu funcționează și e cam greu de utilizat, da? Dar cum vreți voi, da, eu vă aștept cu drag acolo. Repet, Cristina Zurba, disponibilă momentan doar pe Android. Poate o să încerc să vă las un link în primul comentariu ca să vă fie mai ușor, dar e poza mea acolo. Dacă scrieți Cristina Zurba, e singura aplicație, nu mai există alta, e cu fața mea. Deci n-aveți cum să nu recunoașteți. Nu sunt cu aceste codițe, dar cu siguranță, da, mă recunoașteți. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați fost alături și vă doresc o zi de miercuri cât mai frumoasă și să ne revedem cu bine și data viitoare.